Unirea nu face parte din temele pe care să le discutăm la nivel oficial ca să o pot defini ca o soluție din calitatea profesională din care vă vorbesc. Acest tip de unire a neputinței despre care vorbiți ca cineva să ne rezolve problemele nu face cinste miilor de cetățeni pe care Republica Moldova îi poate pune la treabă. E nevoie de o atitudine mai matură din partea tuturor care să mobilizeze, să scoată apatia din Republica Moldova. A precizat excelența sa ambasadorul României la Chișină, Marius Lazurca, la un post privat de televiziune. Potrivit acestuia, persoanele care își doresc. Unirea o spun și vocea lor este auzită. În multe situații, unioniștii au fost tratați cu dușmănie. Ceva s-a schimbat în mișcarea unionistă din Republica Moldova și, oricare ar fi sentimentele individuale, o constatare se impune. Unionismul nu a dispărut și pare a fi mai relevant. Creșterea lui nu se datorează doar condițiilor dificile, ci și datoria apariției unor noi generații de unioniști, a conchis Marius Lazurca.